Bună ziua și bine ați venit la ședința delimitată, convocată prin dispoziția numărul 734 din 27 iunie 2017 de către domnul Lucian Micu, primarul municipiului Roma. Pentru început, dați-mi voie să anunț prezența la această ședință a următoarelor persoane. Domnul subprefect al județului Neamț, domnul Iulian Jucan, domnul deputat, profesor Laurențiu Leoreanu, doamna judecător, Luminița Bărjoveanu. În continuare, dăm citire ordinii de zi. Punctul 1. Prezentarea hotărârii judecătorești de validare a mandatului de primar. Punctul 2. Ceremonia de depunere a jurământului de către domnul primar. Punctul 3. Pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Roma. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim frumos! În continuare dăm cuvântul doamnei judecător, Luminița Bărjoveanu, pentru a citi hotărârea judecătorească privind alegerea primarului municipiului Roma. Primul sentință a pronunțată de judecătoria română în dosarul numărul 1720 291 din 2017, instanța a hotărât următoarele. În baza 101 alineatul 2, de legea numărul 115 din 2015 actualizată și articolul 58 alineatul 1 din legea numărul 215 din 2009 recomandată și actualizată, validează alegerea în funcția de primar al municipiului Roman și Județul Neamț a candidatului Micu Lucian Ovidiu din partea Partidului Național Liberal. Pune în vedere domnul Micu Lucian Ovidiu, primar al municipiului Roman și Județul Neamț, dispozițiile articolului 32 alineatul 1 raportat la 60 alineatul 1 din legea numărul 215 pe 2001 administrației publice locale privind obligativitatea de punere jurământului. Prezenta hotărâre se va comunica cu Partidul Județului Neamț. Această hotărâre este executorie, pronunțată în ședința din Camera de Consiliu pe 27 iunie 2017. Mulțumim frumos, doamna judecător. Felicitările noastre, domnul primar, și în continuare îl invităm pe domnul primar al municipiului Roman, proaspăt ales, să depună jurământul. Domnul primar. Și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roman. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mesajul nostru va face auzit în întreaga primărie și
împreună în această echipă să ducem activitățile mai departe pe care le-am propus și obiectivele pe care le-am propus împreună să se vadă realizate în ceea ce în anii care urmează să colaborăm împreună și să formăm aceeași echipă unită și solidă la nivelul primăriei municipiului Roman. Vreau să mulțumesc și domnului deputat Laurențiu Dan de Oreanu, cel care mi-a fost alături din toată această perioadă, care este un exemplu de bună practică, de excelență în administrație și care mi-a lăsat o moștenire pe care o primesc cu maximă responsabilitate. Și vreau să fiți convins că împreună vom continua să facem lucruri extraordinare pentru acest oraș frumos, pentru casa noastră, până la urmă. Vreau să mulțumesc și consilierilor locali, tuturor consilierilor locali, inclusiv celor din opoziție, care în ultima perioadă, poate mânați și de vria patimilor electorale, poate m-au desconsiderat și unii dintre ei chiar mi-au făcut rău și la nivel personal. Dar vreau să vă spun că eu am trecut peste, am puterea să merg mai departe și v-am iertat pe toți și vă voi demonstra în cei anii care urmează că sunt primarul care a fost ales de romașcani și voi fi primarul tuturor romașcanilor. Vreau să îi mulțumesc și domnului subprefect Iulian Jugan, care mi-a făcut cinstea și onoarea de a fi alături de mine astăzi. A fost alături de comunitatea romașcană de când a preluat acest mandat și nu numai. Și îi mulțumim pentru acest lucru. Îi mulțumim și doamnei judecător, Unința Bujoveanu, care a venit alături de noi astăzi. Și de asemenea vreau să le mulțumesc și tuturor romașcanilor care m-au investit cu acest vot de încredere și le fac promisiunea că acest vot de încredere va fi răsplătit. Îmi voi iubi orașul și pe romașcani deopotrivă. Cam atât mi-am propus eu, restul să desfășurăm mai departe ședința și după aceea să trecem din nou la treabă. Vă mulțumesc! Încă o dată mulțumim domnul primar și mult succes! În continuare, proiectul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Roma. Propune pentru această funcție de viceprimar. Din partea grupului PNL propunem pe doamna Roxana Iorga. Dacă mai sunt și alte probleme, da? Din partea grupului PSD propunem pe profesorul Cătălin Radu Cârfăr. O să rugăm aparatul de lucru să urmează în partea grupului. Să te părească. Votul reparatul și urmează. Nu neapărat, poate mai dăm cuvântul... Domnul deputat. Salut mâna, bună ziua tuturor. Domnule primar, vă felicit, vă urez mult succes și dacă cineva m-ar întreba, ipotetic, care este încrederea mea în viitorul primar al municipiului Roman, spre deosebire de ceea ce a spus președintele executiv a Partidului Social Democrat, domnul Pădălău, că nu are încredere în premierul României și nu are amvergura să conducă un guvern a României, eu vă spun că am încredere în Lucian Micu, are amvergura să conducă primăria municipiului Roman și dezvolte mai departe acest municipiu frumos și drag nouă tuturor. Este un om tânăr, este un om cu inițiativă, este un om dedicat, îl cunosc de foarte mulți ani, s-a implicat și este un om de suflet, ceea ce contează foarte mult. Sufletul și caracterul de obicei sunt flori rare, iar atunci când le găsești, trebuie cultivate. De aceea, Lucian Micu astăzi a avut sprijinul întregii organizații și vreau să mulțumesc colegilor din Partidul Național Liberal, vreau să mulțumesc consilierilor noștri care s-au implicat și au înțeles
că Romanul trebuie să meargă mai departe pe drumul dezvoltării. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor din primărie care am lucrat foarte bine. Am avut o relație și profesională și umană deosebit de frumoasă. În cei 9 ani când am deținut această funcție, m-am bazat întotdeauna pe ei și cred că și ei au simțit că se pot baza pe mine. Îi îndemn să continue această colaborare bună și alături de nou primar, domnul Lucian Micu, și împreună cu toții de aici, de la Roman, și eu de oriunde o fi, să sprijinim ca Romanul să meargă mai departe. De altfel, Romanul va înregistra în perioada următoare o dezvoltare economică deosebită. Vreau să vă informez că colegi de-ai mei din alte zone ale țării văd ceea ce se întâmplă la Roman ca un fenomen. În timp ce în alte locuri se închid întreprinderi, se sistează activități economice, la Roman se dezvoltă. Iată că în luna august se încheie a doua unitate de producție a TRV, devenind cel mai mare angajator din zona municipiului Roman. De asemenea, proiectele sunt în fază finală pentru încă două unități de depozitare și logistice. Ceea ce înseamnă că în următorul un an și jumătate, doi ani, circa 1500 de locuri de muncă vor apărea la Roman. Problema principală este forța de muncă. Aș putea să spun cu toată responsabilitatea că în Roman, în momentul de față, șomajul este zero. Nu 0,5 sau 1. Este zero. Că sunt oameni care nu vor să muncească, îi privește direct și personal. Atâta timp cât pe lista locurilor de muncă, în fiecare săptămână, văd către 150-200 de locuri, plecând de la ce înseamnă bucătar, chelner, tâmplat, mecanic, electrician, confecționer, tricoteor și alte meserii, mergând până la funcții de manager, de inginer, de economiști, eu cred că Romanul are o ofertă. Important e să vrei să muncești. Dacă ai demnitate, dacă ai onoare, dacă ai abnegație, începi de unde poți. Iar dacă ești bun cu adevărat, societatea și colectivul te va ridica și te va pune acolo unde meriți. Posturi de ministru deocamdată la Roma nu avem. De aceea trebuie să muncim aici și atunci când primim recunoașterea societății, a comunității, pot apărea și astfel de oferte. Așa încât fenomenul roman este un fenomen bun care va continua. Și veți vedea că ceea ce vă spun astăzi se va întâmpla în perioada imediat următoare. Sunt convins că vor fi atrase fonduri și de la nivel guvernamental și de la nivel european. Și Romanul va continua dezvoltarea. Urez întregului Consiliu Municipal colaborare. Campania s-a încheiat. Lucrurile s-au așezat. Cel mai bun a câștigat. Așa încât putem să ne apucăm în continuare de treabă și să nu uităm menirea pe care o avem prin acest vot de încredere dat de romașcari. Cu toții implicați de la nivel de consilier, de aparat, din primăria municipiului Roman, viceprimar, primar, parlamentar, avem un singur scop, să dezvoltăm mai departe municipiul Roman și de Roman să se vorbească din ce în ce mai mult ca un exemplu de bună practică, ca un oraș care se dezvoltă, ca un punct de inflexiune major pe arta Moldovei și, de ce nu, și pe harta României. Vă mulțumesc tuturor, mult succes, sănătate, Doamne ajută, pace și prietenie! În continuare, domnul subprefect al județului Neamțul, domnul Ioan Juran, dorește să adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc frumos, domnule primar Micu, domnul judecător, domnule deputat Loreanu, onorată asistență, în numele domnului prefect și al meu personal, aș vrea să transmit domnului primar felicitări și urarea de mult succes în activitatea deloc ușoară pe care urmează să o desfășoare. Momentul ședinței de îndată de astăzi coincide cu mare sărbătoare creștină ortodoxă a Sfinților Apostol Petru și Pavel. Cu atât mai mult este un moment înălțător. Îmi exprim convingerea, așa cum îl cunosc pe domnul primar Micu, că înainte de orice, prioritatea dumnealui va fi cetățeanul, romașcanul,
rezultatul pe care l-a obținut îl obligă, în primul rând, înainte de orice altceva, să fie primarul tuturor romașcanilor. Din punctul nostru de vedere al instituției prefectului, am convingerea că toată activitatea, atât a domnului primar, cât și a Consiliului Municipal, va fi caracterizată de legalitate, așa cum știți, noi suntem cei care verificăm atât dispozițiile cât și hotărârile pe care le dați. Și, în continuare, noi, în instituția prefectului, aveți un partener deschis, onest și echidistant. Vă doresc succes, domnul primar, vă doresc succes și dumneavoastră, domnul consilier, și felicitări încă o dată. În continuare, dacă buletinele de vot au fost emise, vă rugăm frumos să le prezentați. Votul va fi secret. În cabina de vot sunt două propuneri. Se taie propunerea care nu o doriți. Să citească. Dacă se taie amândouă sau nu se taie niciuna, votul este nul. Comisia de validare vorbim cu o să știți. Daniel. Am primit după timpul. Să fim, da, mai așa.
Trebuie dezbătută problema
Nu vă rețină nimic. Da, pot să nu se rezolvă. Da, cine se rezolvă? Proces verbal încheiat astăzi 29.06.2017 la ședința Consiliului Local al Municipiului Roman. S-a procedat la numărarea voturilor pentru alegerea viceprimarului Municipiului Roman, în urma căreia s-au constatat următoarele. Doamna Ioana Roxana Iorga, 11 voturi pentru, 5 voturi împotrivă. Domnul Radu Cătălin Curpăn, 5 voturi pentru, 11 voturi împotrivă. Urmare a celor expuse, se constată alegerea doamnei Ioana Roxana Iorga în funcție de viceprimar al Municipiului Roman. Camaradul meu din ultimele 3 luni, Lucian Micu, pentru cel mai bun candidat. Îi mulțumim celui care ne-a unit ca și echipă, domnul deputat Lorențiu Loreanu. Îi mulțumesc colegilor din Consiliul Local care au avut astăzi încredere în mine și mi-au acordat votul lor. Recunosc că din experiența scurtă de doar 3 luni de zile îmi dau seama că e o mare responsabilitate ceea ce am primit astăzi. Vă asigur că nu-i voi dezamăgi, în primul rând, pe Romașcani, pentru că pentru ei sunt acolo. Pe cel care va fi parteneră de echipa aceasta în primărie. Pe colegii din Consiliul Local. Pe toți. Și le mulțumesc că chiar dacă astăzi au găsit o altă alternativă, pentru că asta mă ambiționează. Românul e pe mâini bune. Doamna viceprimar, în continuare și în e dăm un cuvântul domnului primar Lucian Micu. Dar vreau și eu să o felicit pe doamna viceprimar. Într-adevăr, au fost 3 luni în care am început să ne coagulăm ca și echipă, să ne simțim tot ceea ce înseamnă activitățile pe care le avem, și să-i urez mult succes în activitatea pe care urmează să o desfășurăm împreună. Vreau să le mulțumesc și invitațiilor care ne-au onorat astăzi cu prezența. Vă mulțumim că ați venit alături de noi la acest moment festiv. Vă asigurăm întotdeauna și în continuare de toată deschiderea noastră ca și autoritate publică locală. Și vreau să fiu un primar cât mai bun, un primar de care romașcanii să fie mândri. Și sunt convins că voi reuși să fac acest lucru. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și ceea ce spuneam mai devreme, să trecem la muncă, dar nu înainte de a servi un pahar de șampanie. Vă mulțumim mult și o zi frumoasă.